Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria Metin 2 Ro Server Poly. În episodul de astăzi o să vă prezint, după cum bine știți, ce am făcut în săptămâna care a trecut. De obicei eu postez un clip pe săptămână pe care îl voi posta la finalul săptămânii, iar în acel clip o să vă povestesc și să vă arăt în imagini ceea ce am făcut în decursul săptămânii. Așadar, în săptămâna care a trecut, am intrat pe Sura, pe caracterul meu de level 40, și m-am decis să mă apuc de minerit. O altă abilitate pe care poți să o faci la level 30. De ce am ales să intru pe Sura? Pentru că Sura are level 40 și nu am intrat pe War, pe caracterul principal. Ei bine, am intrat dintr-un singur motiv. Pe War am o grămadă de pietre stocate, pietre care mi-au căzut de la metine, pietre de la plus 0 până la plus 4, așa că nu aveam destul spațiu în inventar ca să pot să mă apuc de minerit. Din acest motiv am intrat pe caracterul de level 40, pe Sura, și am ales să fac cu el partea de minerit. În același timp, lăsându-mi War-ul de level 30 în map 2 pentru evenimentele care sunt în desfășurare în fiecare seară. În acest fel am putut să fac și evenimentele, iar în timpul când nu erau evenimente și n-aveam ce să fac pe Metin, veneam pur și simplu și mineream. Acum să nu înțelegeți că eu joc în continuu jocul acesta. Joc și eu când am timp, în puținele ore pe care le am la dispoziție, intru și joc și eu acolo. Câte 10, 20 de minute, câte jumătate de oră, poate o oră, în funcție de cât am timp. Bun, în felul ăsta am intrat pe Sura și am ales să fac partea de minerit în templu Huang, unde toată lumea știți că aici apar cele mai multe minereuri. Am testat în același timp și partea de la cât timp apar minereurile unul față de celălalt și ele apar în valuri de câte 20-25 de minute, chiar jumătate de oră distanță între ele. Ce înseamnă asta? După cum știți, bănuiesc majoritatea dintre voi, aici în această zonă pe unde mă plimb eu apar mai multe zăcăminte de diferite categorii. Pe mine ce m-a interesat mai mult de aici era zăcământul de lacrima cerului, care am înțeles că se vinde cel mai bine în momentul de față. Undeva la 7,7 kk, apoi diamantele care se vând tot pe acolo la un 5-6 kk, ebonita care este undeva la 3, iar de acolo majoritatea zăcămintelor sau majoritatea finisajelor se vând ocazional în funcție de cerința pieței. Bazându-mă pe chestia asta, am încercat și eu să mineresc la diferite zăcăminte și în felul ăsta să văd și cum se vinde piața, cât timp durează până vinzi minereurile, pentru că pe Metin ce contează? Să găsești o sursă din care faci bani, iar după ce ai găsit sursa respectivă, acea sursă se și vândă destul de rapid, ca să nu stai destul de mult cu shop-ul, mai ales când nu ai un shop și ești nevoit să stai cu un cont logat doar ca să-l ții shop, e binevenit să vinzi cât mai rapid ceea ce ai găsit ca și sursă de venit. La asta mă refer și eu aici cu minereul. Sunt foarte curios să vedem cum se mișcă și cât de rapid se vând aceste minereuri. Ceea ce o să fac în continuare, deci acum ar fi momentul să vă arăt și câte minereuri am făcut. E bine, în săptămâna asta am minerit foarte mult aici și după cum vedeți am adunat destul de multe minereuri. În felul ăsta încercând să fac cât de multe posibil și să le pot pune pe magazin. Am văzut că acum se stochează și finisajele, deci ăsta e un lucru foarte bun. Am adunat aici și câteva, vreo 600 de quartz, deși sunt fer convins că quartzul nu este unul din minereurile care se vinde sau din finisajele care se vând. Am luat și ceva aur, mai exact 200. Aur alb am luat undeva la 400 și ce mai am găsit acum. Poate facem undeva la 600 și de aur alb. Ebonită, nu foarte mult. M-am dus foarte mult pe diamante și pe lacrima cerului, atât cât am găsit. Ce e drept, aici în zona nu prea găsește așa des lacrima cerului, apare mai rar, dar eu mai știu că și pe muntele Sohan se farmează foarte bine pentru minereuri și lacrima cerului este destul de mult acolo. Dar eu am ales să fac această treabă aici în templu Huang și am adunat aceste minereuri. În continuare ce vei face? O să mă duc la depozit și o să scot din depozit pietrele pe care le-am băgat în depozit de pe War, pentru a mă ajuta să finisez. După care mă voi duce la alchimiști să vedem unde voi găsi alchimiști de breaslă ca să pot finisa toate aceste minereuri și să vedem cu cât rămânem la final. Așadar m-am întors la alchimist, am venit aici în map 1. După ce mi-am transferat și niște bani, aici niște ani ca să avem pentru finisaje, am venit aici pentru a finisa în primul rând lacrima cerului. Mi-am luat din depozit destul de multe pietre, o să ne ajungă, cred că o să-mi și rămân aici. Și hai să vedem
Avem 1400 de lacrima cerului și hai să vedem câte scoatem din, câte finisaje scoatem din aceste 1400. Așadar, am ieșit cu 11 finisaje din 14, practic. Eu zic că una peste alta e foarte bine. Cum nu știu vreun alchimist de diamant, am să fac tot aici, pe acest alchimist de lacrima cerului și celelalte finisaje pe care le mai avem, cu excepția ebonitei, care avem acolo în spate un alchimist de abanos. Ei, cu diamantul am stat destul de prost aici. Din foarte mult diamant cât am avut, am scos doar 3 bucăți. Mi-a ieșuat foarte, foarte mult. Semn că nu a fost o alegere bună să fac diamantul aici, dar cum nici nu știu un alchimist de diamant pe undeva prin celelalte regate, dacă există, cam atât am avut, 3 bucăți de diamant. Sunt mulțumit de 11 lacrima cerului și acum cred că e momentul să mergem la alchimistul de ebonită, să vedem acolo ce putem face. Ebonita, după cum vedeți, a mers destul de bine. Am luat 8 bucăți, n-am avut atât de multe eșuări și aș vrea ca să fac și acest aur alb tot aici la acest alchimist, să vedem ce noroc avem la aur alb. Aur alb, am luat 3 bucăți, destul de ok. Nu mi s-a părut că a fost atât de eșuabil ca și diamantele. Diamantele cred că au ieșit cel mai mult, așa că o să dăm în continuare aici și cuarțul. Și din cuarț am reușit din 600 de bucăți să scoatem doar o bucată de ametist. Consider că este ok, bine că măcar am făcut o bucată, să vedem dacă se vinde, iar dacă se vinde o să insistăm mai mult și pe acest ametist. În continuare am să dau aici aceste două bucăți de aur, să vedem dacă va merge. A ieșuat prima bucată și cred că și a doua va fi tot ieșuată, da? La final am ajuns așa, cu 11 lacrima cerului, 8 ebonită, 3 aur alb și un ametist. Aceste finisaje le voi pune pe shop. Prețul la care eu o să le pun, o să pun la 7,7 kk lacrima cerului. Ebonita o să o pun la 3,5 kk, aurul alb o să-l pun la 3 kk, iar ametistul nici nu știu la cât să-l pun. O să-l pun acolo la 2 kk, poate o să se cumpere, dacă se cumpără sau nu. Pe războinica de level 15, războinica pentru map 1, am mai adunat aici niște cercei, papuci, precum și colierele de cupru, în speranța că aș vrea să fac unul dintre astea plus 9, să reușim să facem și un colier, fie că îl vindem, fie că îl folosim pentru noi, și în același timp am și o brățară de argint pe care aș ține mult să o facem plus 9. Așadar, în continuare o să încep cu brățara de argint și apoi, ca și plusuri, voi da aceste coliere, iar la urmă papuci. Hai să vedem ce facem din toate aceste iteme.
Bun, deci avem așa. Brățara ne-a mers până la 6, deci am dat toate itemele până la 6. Avem o brățară de argint plus 6, avem 3 perechi de papuci de lemn plus 6. Acești papuci dau și fulger în bonusul lor standard. Și am făcut 5 coliere de cupru plus 6, mai avem și 6 coliere de lemn. Ce vreau să fac pentru început, aș vrea să dăm câte una din fiecare. Deci o să dăm brățara în continuare, să vedem dacă va merge. Hai să vedem dacă merge la 7. A reușit. Hai să dăm și papucii la 7. Au reușit. Colierul. A reușit. Hai să dăm și pe ăsta alt. Ăsta alt a ieșuat. O să dăm din nou brățara. Brățara a reușit. Iar colierele de lemn de la 7 nu mai pot să le dau la plus pentru că nu am banderole roșii. O să dau brățara de argint pentru că am cremă de față. Urmând ca celelalte coliere să le dau în funcție de cum o să farmez diferite iteme de upgrade. În fiecare episod pe care o să vi-l fac, o să pun și câte o chestie de asta de upgrade, să vedem ce și cum ne iese. Haideți totul să vedem dacă reușim să facem această brățară plus 9. Și da, am reușit să facem brățara de argint plus 9. Aveam nevoie de brățara asta pentru că nu aveam o brățară pe contul principal. Această brățară vine la fix. Să vedem, poate o să o și bonusăm și să o ținem pentru noi. Hai să dăm în continuare și papucii ăștia să vedem dacă reușim să facem ceva și din ei. Sau cel puțin dacă avem pentru fiecare dintre ei iteme de upgrade. La plus 8 au pușcat o pereche. Au reușit ăștia. Și la 9 să vedem ce ne trebuie. Uniformă din asta avem. Hai să vedem, poate reușim să facem și perechea asta de păpuci. Nu, au bubuit la 9. Hai să mai facem un colier de ăsta de cupru. A mers la 7. Iar la 8 avem nevoie de aceeași banderolă roșie pe care o să mă ocup în episoadele care urmează să facem și rost de aceste banderole roșii pentru a putea da colierele la plus. Așadar, de pe contul de level 15, un item bun astăzi. Am făcut o brățară de argint plus 9. Mă bucur foarte mult pentru această brățară, pentru că chiar v-am spus, nu aveam brățară. Pe caracterul principal, săptămâna aceasta am încercat să citesc în fiecare zi cel puțin aura sabiei. Mi-a ieșuat în continuu, mi-a mers o singură aură, cred că din vreo 10 pe care le-am citit până acum. La biolog mai am vreo 4 dinți de dus. Asta vreau să termin misiunea biologului până la 1 decembrie ca să pot să beneficiez și eu de tombolă. Așadar, warul meu va fi primul caracter de pe cont care va avea biologul cu dinții terminat. Și întâmpin o problemă aici la grăjdar, la misiunea cu calul. Nu mă lasă pur și simplu să mai fac misiunile la cal în continuare. Dacă îi dau pe fiecare în parte, îmi spune tot poveștile lui, nu mă mai lasă să fac misiunea la cal. Nu știu dacă ați pățit și voi așa ceva sau nu, dar se pare că la mine ori e obosit calul și trebuie să fac o pauză, ori nu știu, dar de 2 zile, chiar 3 dacă stau să mă gândesc bine, eu nu am mai putut să fac misiunea la cal. În continuare la cal, nivelul actual este nivelul 1, deci nu știu ce s-a întâmplat, habar n-am. Destul că nu pot să mai fac nivelul la cal. La fiecare eveniment, seara unde am apucat să mai particip și eu, am prins evenimentul cu pergamentul exorcizării și acolo am reușit să iau 7 pergamente. Astea cred că mă vor ajuta, nu știu dacă se pot vinde sau nu, dar cred că nu se pot vinde pergamentele astea și atunci o să le folosesc eu. Tot la fel am mai prins și un eveniment cu Muffin, care am luat destul de multe, mi-am băgat și până depozit, mi-am mai trimis și pe celelalte caractere care le-am pe cont. La fel, am mai prins și un orisoan mic, un eveniment în care am reușit să iau 3 orisoane. Deci, în continuare, nu am stat nici pe oară, am făcut destul de multe
Am avut destul de multă activitate, am bătut la cioburi. Această parte cu cioburi aș vrea să o fac atât pe războinic, cât și pe sura de 40 și eventual celelalte caractere pe care le mai urc la nivelul 30. Vreau să mă apuc să fac treaba asta cu cioburile, pentru că, într-adevăr, poate nu mi-aduce bani în fiecare zi, dar cine știe, poate dacă reușim să facem o alchimie destul de bună, să facem chiar foarte mulți bani din alchimie, cine știe. Așadar, o să încerc să fac misiunea cu cioburi în fiecare zi. Ce am făcut în continuare cu caracterul de 30? Am făcut un șaman. Am dus-o la orci, unde am vrut să o cresc și să o fac level 35 pentru a o putea să citesc și pe a primele două skill-uri, și în felul ăsta să am și un șaman care cu siguranță mă va ajuta atunci când vom pleca, nu știu, pe muntele Sohan sau când vom face setul pentru set de 3 și așa mai departe. În continuare vreau să vă povestesc un pic despre serverele temporare. Probabil că și voi vă întrebați dacă mă duc să joc pe acele servere temporare sau nu. Ei bine, o să vă spun din prima că nu o să joc pe aceste servere temporare din mai multe motive. Unul, pentru că ar fi trebuit să am pregătit din timp niște AMD-uri acolo pentru a putea participa și a lua un start la fel ca și ceilalți jucători. Eu cu serverele astea temporare nu o să-mi pierd timpul acolo. Sunt fer convins că nu o să ajung eu să fac level campion și să evoluez atât de rapid. După cum ați văzut și voi, cei care s-au dus pe serverele temporare și au făcut pregătirile din timp, au dispus atât de AMD-uri, atât de... și-au cumpărat din timp vouchere sau pur și simplu au donat pentru a putea să joace pe aceste servere. Eu am ales să rămân aici pe Poli și să continui această serie și evoluția pentru caracterele pe care le-am dezvoltat aici. După cum ați văzut și voi, pe serverele temporare s-a scos misiunea de la level 10, acea misiune care îți dădea cuferele alea de ebonită. Te ajutau foarte mult cuferele de ebonită, dar după cum ați văzut, s-a făcut probabil abuz. S-au folosit foarte multe conturi, s-au făcut foarte multe cutii, fiind destul de multe transmisiuni live cu serverele temporare. Hype-ul care s-a format în jurul acestor conturi de nivelul 10 a dus la suspendarea misiunii de nivelul 10. Deci acea misiune de nivelul 10 nu mai este momentan valabilă și în același fel nici nu te mai atrage să te duci să începi de la 0. Nu știu dacă a fost o decizie bună a celor de la GameForce, pentru că vă dați seama, aici se creează unele discuții între jucători și neplăceri, pentru că unii au reușit să-și facă 10 de conturi sau chiar sute de conturi să beneficieze de acele cutii de ebonită, iar ceilalți jucători care au început probabil mai târziu o să fie nemulțumiți pentru că ei nu au mai prins nici măcar misiunea. Una peste alta, eu nu o să joc pe aceste servere, deci în continuare voi rămâne aici. Pe Poli consider că am destul de multe de făcut aici. Vreau să evoluez așa încet pe fiecare caracter. Cred că în continuare mă voi apuca și de niște conturi, să le fac cel puțin nivelul 40 pentru acele schimbă și adaugă. Mi-ar fi foarte bune pentru a putea să mi bonusez și eu anumite iteme și de ce nu, probabil să încerc cam încet încet să ne formăm și noi un set pentru set de 3 sau dacă nu să facem un set pentru deșert sau muntele Sohan, pentru că eu nu o să plec de pe level 30 până nu am posibilitatea să merg în următoarea mapă unde să pot farma și unde să pot să evoluez. Nu aș vrea să-mi stopez momentan evoluția din cauza că îmi vor lipsi iteme sau în cealaltă hartă unde o să mă duc nu o să pot farma. Momentan mă descurc destul de ok aici, map 1 și map 2, și dacă o să fie nevoie să mai fac ceva pe viitor, o să mai creăm ceva conturi și în felul ăsta să putem să mai facem câteva iteme în continuare. În același timp, eu mă ocup foarte mult de partea asta de citit, vreau să duc aura sabie undeva la un G până la urmă, dar în felul cum a pornit caracterul meu și citește o carte la 10, cred că va dura destul de mult până o să facem G-ul, dar în acest timp am destul de mult de făcut și destul de multe chestii de testat în care să vedem din ce să scoatem cât mai mulți bani și în același timp să putem să achiziționăm și ceva iteme mai bune. După cum ați văzut probabil și voi pe piață, în ultima vreme piața de pe Poli cam stagnează un pic, în sensul că nu prea mai se cumpără mare lucru de pe piață. Itemele de nivelul 1, să zic așa, de nivel mic, care sunt făcute plus 9, au scăzut foarte mult prețul la ele și nu se mai prea cumpără de pe piață. Singurul lucru ce
se cumpără sunt acele iteme de nivel mic, dar care sunt și full bonus. Asta ne va spune un singur lucru. Dacă o să rămânem cu iteme pe shop în care nu reușim să le vindem, singura soluție pe care putem să o abordăm este să facem niște conturi de nivelul 40 cu care să ne putem bonusa acele iteme și după aia să le vindem full bonus. Poate în felul ăsta, eu știu, le vom putea vinde mai ușor. În acest episod mai mult am vorbit de partea de minerit. Ați văzut cum a stat treaba cu mineritul acolo. Să știți că am minerit destul de mult. Am făcut undeva la 1000 și ceva de puncte pe târnă cop. Dar dacă va fi destul de plătită treaba asta cu mineritul, cu siguranță o să facem în continuare finisaje și o să mergem pe ideea asta. Acum rămâne să văd cât de rapid voi vinde aceste finisaje. Dacă se vând destul de rapid, ne vom ocupa de chestia asta. Dacă nu, o să trecem și noi pe partea de, nu știu, cioburi sau pe fragmente de energie, să încercăm să vedem care dintre ele se vând mai bine și mai rapid. Așadar, dragi prieteni, cam ăsta ne-a fost și episodul nostru de astăzi cu săptămâna asta de metin. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionări și vreau să vă rog să apăsați și butonul de subscribe, pentru că am observat că mulți dintre voi urmăriți episoadele mele, dar nu vă abonați canalului. Eu v-aș recomanda să și faceți treaba asta, în felul ăsta m-ați ajuta și pe mine și mi-ați dat un feedback pozitiv ca să continui această serie. Până la viitoare, eu vă salut și vă doresc spor la joacă. Pa, pa!